astăzi o să verificăm taximetriștii din Moldova. Dacă pierdem taximetriștii din urmă, păi, nu înțeleg oamenii ăștia, sincer. Hei, ciao, fraților, eu sunt Reșanu, mult timp nu ne-am văzut, iar astăzi revenim cu un clip, bă, nici nu vreau să zic bombă sau forță, că clipul este nebun. Astăzi o să verificăm taximetriștii din Moldova cât de cinstiți ei sunt. A venit și Julian, să ne ducem la taximetriști care nu-i găsim pe aplicații, care îi găsim anume în locații ca aeroportul, gara de trenuri, magazine, care stau pe afară și așteaptă clienții. Eu o să mă duc cu această servietă magică, fraților, și o să mă duc repede și o să rog, frate, e urgent, să transferi acești bani, să-i duci într-o locație exactă. În această servietă se află 5.000 de dolari falși și astăzi, efectiv, noi o să urmărim acești taximetriști. Noi cu mașina asta, cu Julian și cu Timi după cadru care stă, o să-i urmărim, iar dacă taximetriști o să fure banii, noi o să chemăm poliția și o să intrăm în modul de recuperare a banii. Iar dacă taximetristul va fi cinstit și va duce banii la locația în care noi o să zicem, o să fie remunerat cu un mic bonus, fraților. Mare like, lăsați chiar acum la clip. Cum să fie? Cum să fie? Subscribe-ul! Și clopoțelul să fie pornit. Ne-am dus să căutăm taximetriștii. Let's go! Bă, eu n-am filmat. Ce serios? Am glumit, bă! Reșanu. Da. Ies la revedere de la abonați. De ce? De la frate. Bă! Ne-am pornit în căutarea primilor taximetriști. Avem pe Timi la volan. Timi, ești pregătit? Avem și pe Julian. Și avem servieta magică, fraților, cu noi în mașină. Dacă taximetristul o să fie cinstit, o să-i dăm un mic bonus. O să-l întrebăm de ce n-a luat banii sau de ce nici măcar n-a fost interesat să deschidă servieta. Dar voi cum credeți? Va fi cinstit taximetristul sau nu? Scrieți în comentarii. Scrieți chiar acum în comentarii. O să câștige astăzi oamenii buni, taximetriștii buni sau cei răi? Scrie chiar acum. Bă, vă dați seama cu poliția să alergăm după taximetrist? Asta o să fie nebunie maximă. Mulțumesc, gracias, oficial! Deci am ajuns în prima locație la gară. Acolo se află taxiul, fiți atenți. Aici se află banii și fiți atenți. Am pus GoPro-ul. Imediat o să observăm dacă taximetristul va deschide case-ul cu bani sau se vede ce este acolo. Și o să-i zic că gen acolo-s bani și trebuie urgent de dus, că eu am mai cerut ieri. Eu îi zic că maxim urgent, eu trebuie să plec și nu pot să duc banii, dar el să ducă cât mai urgent acolo că l-așteaptă omul și o să dau numărul nostru de telefon. Haide, gata, băgăm forță. Primul taxist în verificare. Acolo avem în dreapta alt taxi și mergem direct la ăla. Haideți, fraților, să verificăm. Hai, bă, Reșanule, cu primul taxi să vedem ce se va primi. Bună ziua, sunteți liber? Case-ul ăsta e cu bani și trebuie să-l ducem la gara de trenuri. Nu, pachet nu. Mai ales cu bani. S-a fost un pachet cu altceva, bă, ce dacă bani nu. Bine, mersi. Primul taximetrist nu a vrut să ia când a auzit că acolo sunt bani, a zis că dacă ar fi altceva s-ar duce, dar bani nu vrea să ducă. Acolo mai avem foarte multe taxiuri în spate, vom încerca până nu va accepta cineva. Haideți să mergem. Bună ziua, sunteți liber? Gara feroviară, trebuie dus case-ul ăsta, așteaptă persoana acolo. Da, case-ul. Eu am, când ajungeți acolo, sunt telefonat, ți-l așa fix în față la gara. Dar vă rog, fiți atenți că e o sumă de bani aici, ok? Mersi mult, o zi bună. Bă, taximetristul deja a plecat, trebuie mai să ne ducem. Bă, dacă pierdem taximetristul din urmă, o să fie grav tare. Bă, efectiv, poate banii chiar o să faci, dar stă GoPro care costă peste 500 de euro. Bă, e priusur. Gata, fraților, mergem. Mergem. Bă, dă-i maxim, dă-i maxim. Dă-i. Cu girofarele, cu girofarele. Bă, atent! Uite-l, ea e ea. Nu întors măcea. Bă, trebuie să te întorci în aici, să încalci regula. Trebuie să încalci regula și să întorci aici. Uite-l, e asta. Bă, Timi, hai, băi! Bă, acum efectiv încălcăm toate regulile, e nașpa teore. Dar eu zic că e ok. Oare nașpa, toare, când vin amenziile pe mine. Zi, amenzi, bă, mi-a permisul. Bă, mai repede trebuie să-l ajungem, sincer, că dacă-l pierdem din urmă. Bă, eu nu văd, vă vedeți? Îl văd. Vezi? Da. Ăsta e taxiul, fraților, ăsta sur. Cine îl ține minte? Asta e gata. Acum trebuie să ne ținem din urmă maxim. Și nu a înțeles priusul ăsta surie, taxiul care duce servieta cu bani. Gata, bă, acum trebuie să ne ținem din urmă, Timi. Uite, bă, ce mai merge, ce mai ia prin părți. Hai de capul meu, ce mai ia. Bă, deci efectiv, ca să înțelegeți, fraților, dacă el nu o să o ia la gară, în direcția aia, din start o să înțelegem că omul a fugit cu banii. Și cu servieta, cu GoPro, cu banii, cu tot. Sperăm tare să fie om de treabă, primul taximetrist în verificare și să nu o ia în altă direcție. Bă, până ce pot să zic că mergem în urmărirea lui cu succes și taximetristul o ia în direcția care trebuie, gen merge unde trebuie. Și o să ne telefoneze, fraților, așteptăm apelul și dacă o va lua până la urmă pe drumul corect, pe efectiv, primul taximetrist o să fie dovedit
a fi cinstit, fraților. Imediat o să trebuiască să mă telefoneze. Opa. Alo, da. Bună ziua. Ah, da, imediat. Gata, am mers. Haideți să mergem, fraților. Haideți să mergem. Bună ziua. Tot eu. Nu v-ați uitat în servietă, da? Nu ați luat nimic. N-ați atins-o deloc? Ce loc? Stați așa să ne uităm. Servieta întreagă. Uitați-vă, noi filmăm un clip unde verificăm taximetriștii dacă o să duc servieta până la urmă cu bani, că acolo e o sumă de $3,000 sau dacă o să ia. Pur și simplu că ați adus-o deja, că ați arătat că gen n-ați verificat, sunteți încredere, mulțumim mult. Și adică pentru curs, nu știu cât iese, dar vă dăm 300 de lei ca un mic bonus. Mulțumim încă o dată, mulțumim tare mult. Mersi mult. O zi bună. Efectiv, fraților, primul taximetrist s-a dovedit a fi de succes. I-am dat vreo 250 de lei peste cursă, cursa a costat vreo 50, am dat 300. Bă, și eu tare sper, cât de nașpa asta n-ar suna, că o să găsim astăzi pe cineva care va pleca cu servieta. Haideți să vedem. Dar sincer, pentru acest taximetrist eu îi dau un mare respect și un mare like, lăsați chiar acum pentru asta, că bă, cât mai mulți taximetriști de genul să fie la noi în țară. Între timp cât mergem să căutăm azi taximetriști la stație, se întâmplă o bătaie la noi Moldova. Bă, uite ce bătaie se întâmplă, cu sânge, cu tot. Mamă, efectiv, bă, eu nu înțeleg oamenii ăștia, sincer. Bă, mă, ce mers de ăsta de crocodil, uite la el, mă. Așa, mă, între timp de taxiuri mai facem și niște dinamic, uite, op. Hai, mă, dă-i. Nebunie totală, fraților. Următoarea locație unde am ajuns să luăm taxigurile este aeroportul, fraților. Și aici cineva mi-a șoptit că sunt taximetriști care nu sunt foarte cinstiți. Nici măcar nu știu ce le așteaptă. Boy. Servieta magică care stă în mașina la Julian. Mergem chiar acum să luăm și să verificăm următorul taximetrist. Noi avem acum avion și trebuie de transmis servieta să la o persoană pe stadionul Zimbru, așteaptă acolo fix în față la intrare. Eu vă transmit numărul telefon. Eu, cum servieta s-o transmiți, acolo persoana vă așteaptă. Noi avem avion, da. Și nu putem să duci. Vă rog să-ți atenți că sunt niște bani, pe simplu. E închis? Da, e închis, tot normal. Nu. Aveți încredere, noi sunt foarte tare, ne grăbim. Gata, mersi. Timi, ține-te din spatele lui, dă-i. Fiți atenți, fraților, fix mașina din față este taxiul nostru. Haide, dă-i, Timi, trebuie să ne ținem din spatele lui. Vă știi ceva? A. Ar fi bine acum să fie vă trei prieteni de-a noștri în spate, îmbrăcați în negru, mascați, să-l oprim undeva în mijlocul drumului și să-i luăm banii, spunem, bă, unde-s banii? Bă, efectiv, ia, dați-vă seama, fraților, bă, dacă... în partea a doua facem. Dacă vreți să facem așa ceva, lăsați un mare like și abonați-vă cu clopotelul pornit, fraților, că facem partea a doua, dacă o să vă placă aceste genuri de clipuri, fraților. Toată susținerea voastră, comentați cum vrem partea a doua și o facem cu ideea lui Timi, cum a spus-o, e o idee genială și bombă. Fiți atenți, fraților, deci asta e taxiul și merge foarte corect, din câte se pare la moment. Pare a fi un taximetrist extrem de treabă. Timi, tu ce crezi? O să ducă? Bă, eu cred că da. Frate, n-ai aici banii, te duci tu și ridici, că eu nu vreau să apărăm iarăși cu Julian. Da, noi am plecat doar la aeroport. Bă, dar poate să-i fac o farsă? Ce farsă? Și zic, bă, ești $100. Să număr suma față. Nu mai faci o farsă, nu-mi las. Nu, o să-l bagi prea tare în stres. Stai că cuși trebuie să sune. Timi, pe tine te cheamă Ilie. Gata, tu ești Ilie de acum. Ok. Bă, și Ilie a plecat după bani. Bă, să fie șmecher. Let's go. Guys, o face și pe asta. Taxiul s-a oprit acolo, efectiv. Fiți atenți. Taxiul s-a oprit acolo. Sună. Du-te, mă, repede. Da, nu ați-mi luat precis, a? Nu, număr, bine, mersi mult. Noi, că tare asta a fost ca și cum o farsă. Noi verificăm taxiști cât de buni. Acolo își de cameră și astea sunt 300 de lei pentru cei că nu ați îmblat. Fiți serios, că n-a rămas așa ceva. Îmi pare bine că sunt așa oameni, da, cinstiți. Mersi mult. Da, mersi mult. Se temea foarte tare, mi-a zis, dă-mă întâi banii și apoi îți dau banii tăi. Serios? M-am uitat în case, tot era bine și am dat 300 de lei. Spus ce a zis? A zis că mersi mult și am spus că îmi pare bine că sunt așa oameni buni la noi. Dar se temea, nu mi-a deschis ușa, a deschis geamul un pic și mai întâi a cerut banii pentru. Nu a deschis ușa să nu iei banii, să fugi. Da. Băi, sincer, al doilea taximetrist și mă bucur extrem de tare că s-a dovedit iarăși a fi cinstit, fraților. Apropo, fraților, dați-vă zic ceva foarte interesant. Toate fanpage-urile, toată armata reșană, vreau să vă văd puterea, vreau să luați clipuri de pe YouTube care le avem cele mai șmechere, cele mai interesante, momente care vă plac vouă cel mai tare, cele mai amuzante, să faceți cut-uri, să le postați pe TikTok, bă, să bombardați TikTok-ul la max. Efectiv, o să vă dau like la toate
postările de pe TikTok și vreau să faceți câte mai multe. Haideți Armata Reșanu. Cam așa, fraților, a fost cu acest clip. Dacă vreți partea a doua, lăsați un mare like acolo să fie, că ne ajutați extrem de mult, și să vă abonați, fraților, cu clopoțelul pornit. Cu voi a fost Timi și Julian. Și cel mai Reșanu, fraților. Până data viitoare. Pa, pa.